mașină de poliție trecută de zebră în intersecția plină. Poliția asta trebuie să aplice acum legea și împotriva celui din București cu numărul 101 și ăstuia din Ilfov și celui din Iași. Dar dacă poliția încalcă, femeie șofer, ce se cer de la ceilalți șoferi? Iar și acela din Cluj. Vreau să vă spun, polițista nici centură nu poartă. E clar că nu prea-i pasă de legi. Și nici de prea viața proprie. Și singur în mașină. Cu numere provizorii. Roșu. Dar cu mașină electrică, Zoe. Doamna polițistă. E frumos așa? O fi frumos, dar e ilegal. Să șofezi fără centură și să intri în intersecția ocupată. Dacă vă văd rudele, colegii, ce o să zică? Că nu știți legile sau le ignorați? Na, dacă o să vă vadă primarul Ciucu, o să vă laude că lui îi place așa administrație. S-a văzut filmat. S-a emoționat. Sper să o vadă și poliția rutieră și să o amendeze. Dacă pe ăștia din Cluj, Ilfov, Iași nu o să-i găsească, din madama din poliția locală, ar trebui să o găsească. Ei s-au văzut și fața și numărul de matriculare. Dacă vede primarul Ciucu cum trec eu prin podul ăsta, îți trimite cineva să tundă tufile aici, că mă lovesc de ele în fiecare dimineață. Și la fel pățește orice biciclist, trotinetistă sau iată oameni în scaun rulant. Și asta nu-i departe, e sub podul Basarab, fix lângă primărie sector 6. Dacă vrea, dacă nu, să ne gândim să găsim pe altcineva mai bun, mai bună la primărie sector 6. Că ăsta s-a compromis în jumătate de mandat. Nu-i mai trebuie altul. Gratele astea ar trebui ridicate câțiva centimetri, că acum sunt obstacole ca să le eviți riști să intri sub roțele autobuzului sau a mașinilor. Aici e curgere de apă fierbinte, de ies așa aburi. Acolo ați văzut că a fost șanță în carosabil pe prima bandă. Din coace sunt denivelări de la betonul scurs, din betonierile prea pline. Ar avea ce face o primărie care nu se ocupă de fleacă. Iată denivelări, valuri de asfalt. Asta probabil ține de primăria al Necușor Dan.